Bună, dragii mei! Pentru că m-ați întrebat zilele trecute ce cărți de dezvoltare emoțională recomand copiilor, am găsit una care este recomandată pentru copii peste 5 ani. Se numește Sunt furios, ce să fac? Este o carte scrisă de Dagmar Geisler și este de la editura Universul Enciclopedic Junior. Filip, de fiecare dată când se simte nervos, merge la bibliotecă și scoate cartea aceasta și se uită pe imagini. Uneori, când este foarte, foarte furios, o face singur. Alteori, când e mai puțin furios, mă roagă să-i o citesc. E clar un ajutor moral pentru el în perioadele grele și sper să vă placă și vouă. Aceasta este. Ești și tu uneori furios? Și eu mă înfurii. Uneori sunt atât de furios încât aș vrea să țip cât pot de tare. Aș vrea să țip la cineva, mi-ar plăcea să rup ceva în bucățele sau să lovesc cu piciorul. Poate chiar să lovesc pe cineva. Când sunt furios, inima îmi bate foarte, foarte tare, mai repede ca de obicei. Mă trec căldurile și mă înroșesc așa la față. Și stau țeapăn și chipul meu se face alb ca varul. Mă ia cu răcoare și pumnii sunt foarte strânși. Uneori îmi vine încet, pe furiș. La început e doar o mică supărare, apoi supărarea crește și crește până mă înfurii de-a binele. Alteori, furia e atât de bruscă încât mă ia și pe mine prin surprindere. Când cineva mă întreabă de ce sunt furios, cel mai adesea știu precis motivul. Sunt furios de fiecare dată când cineva îmi ia ceva ce este al meu. Sau când cineva râde de mine. Ori când cineva este rău cu mine. Sunt furios când nu am voie să mă uit la televizor, la emisiunea mea preferată. Uneori mă înfurii când cineva îmi strică un lucru. Iar când fac ceva greșit, mă enervez la culme. Dar uneori mă cuprinde o furie oarbă și nu prea știu de ce. E un sentiment foarte neplăcut și, fiindcă e un sentiment atât de neplăcut, devin și mai furios. Apoi, dacă cineva îmi spune nu mai fi așa furios, rămân în continuare furios. Nu e vina nimănui și totuși mi-ar plăcea să-i dau cuiva o palmă. Dar nu ar fi deloc corect să fac asta, nu-i așa? Ce ar trebui să fac când sunt atât de furios? Din fericire știu câteva trucuri. Pot să-mi țip furia în gura mare la fereastră. Pot să lovesc cu pumnii într-o pernă. Într-o pernă mare, mare. Pot să-mi calc furia în picioare tropăind. Sau pot să pictez un monstru furios, iar apoi să rup desenul ăla în zeci de bucățele. Pot îngropa furia aceasta prostească într-o groapă în grădină. Sau pot să fac din furie ghemotoace de hârtie pe care să le arunc cât pot eu de departe. Ele nu rănesc pe nimeni. Și înainte de orice, prima dată ar trebui să respir adânc. Dacă am un alt acces de furie, pot măcar să-mi cer scuze. Dar dacă am un motiv pentru care sunt furios, întrucât altcineva mi-a făcut ceva rău, oare ar trebui să țip? Sau să dau palme? Sau să lovesc cu piciorul? Mai bine nu. Mie nu-mi place absolut deloc când cineva țipă la mine. Atunci mă cuprinde teamă. Iar dacă cineva mă bate, mă lovește cu piciorul sau mă ciupește, mă doare. Dar pot să strig în gura mare, lasă-mă în pace! Sau, dă-mi-o înapoi a mea! Sau pot să spun, te rog, nu-l opri acum, când e emisiunea mea preferată. Îl închid eu imediat ce se termină. Dar dacă altcineva este furios, atunci ce fac? Și dacă această persoană este mult mai mare și mai puternică și nu se mai potolește, ce să fac atunci? Aș putea, de exemplu, să-i spun, gata, mai întâi respira adânc, iar după ce a respirat adânc, pot să-i dezvolui toate trucurile mele. Poate că încă nu le știe, dar dacă nici asta nu ajută, atunci putem cere ajutorul cuiva. Asta e. Uneori suntem furioși, dar cel mai adesea ne purtăm frumos. Sper să vă fie de folos această carte. Nouă ne este foarte folositoare și mai avem și alte trucuri pe care o să vi le spun data viitoare dacă vreți să le auziți. Vă pup!